Stimați cetățeni, dragi prieteni, bună ziua! Mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de candidat al Partidului Democrat pentru funcția de ministru al Economiei și Infrastructurii. În cele ce urmează, voi vorbi despre multiplele acțiuni deja realizate de Partidul Democrat în domeniul economiei în perioada guvernului Filip 2016-2018, dar și despre ceea ce ne propunem să facem în perioada după alegerile parlamentare anticipate pentru a avea o economie prosperă și a aduce bunăstare cetățenilor noștri. Începând cu anul 2016, odată cu investirea guvernului Filip, indicatorii economice au înregistrat o creștere constantă, inclusiv a PIB-ului cu 4,5% anual, în mare parte datorită reformelor structurale și îmbunătățirii mediului de afaceri, ceea ce a dus la relansarea economiei după descreșterea PIB-ului cu 0,35% în 2015. Reformele pro-business promovate de guvern au asigurat o dinamică pozitivă în perioada anilor 2016-2018 în majoritatea sectoarelor economiei naționale. Sectorul industrial s-a caracterizat pentru o creștere stabilă de 16 în calități de ordin intern și extern, criza financiar-bancară și restricțiile impuse de către Federația Rusă la importul unor produse agroalimentare. Industria totuși s-a menținut pe un trend ascendent, înregistrând la un final de an o creștere de 0,39%. Extinderea activității industriale din cadrul zonelor economice libere, intensificarea exporturilor de produse industriale susținut de beneficiile acordului de asociere cu Uniunea Europeană, precum și creșterea cererii interne datorată majorării veniturilor disponibile ale populației, au asigurat o creștere a industriei în 2017, de 3,4%. În anul 2018, influența acestor factori s-a intensificat și ca rezultat, în 9 luni, volumul producției industriale a crescut cu 6%, păstrând un trend pozitiv până la finele anului 2018. Principalele ramuri industriale care au progresat cu ritmuri rapide în perioada respectivă a fost industria automotive, în special producerea de fire și cabluri electrice și de piese pentru autovehicule și motoare, care au crescut cu peste 22%, respectiv 39%, industria de îmbrăcăminte, încălțăminte, piei și alte textile, care a înregistrat creșteri cuprinse între 4,8% și 21%, industria alimentară cu o creștere de 4,7%, inclusiv prelucrarea fructelor și legumelor, 15%, prelucrarea conservării cărnii, 12%, fabricarea uleiurilor și grăsimilor, peste 32%, industria produselor de minerale nemetalice, 17%, inclusiv articolelor din sticlă, peste 31%. Guvernul Filip a promovat o politică consecventă orientată spre diversificarea piețelor de desfacere și facilitarea accesului mărfurilor și serviciilor moldovenești pe piețele externe. Volumul exporturilor la finele anului 2018, comparativ cu 2015, arată o creștere de peste 36%, iar importurile o creștere de 43%. Exporturile se reorientaseră în continuare spre piețele Uniunii Europene, ponderea acestora ajungând peste 70%, în creștere cu 12% în comparație cu anul 2015. După descreșterea înregistrată în perioada 2015-2016, trendul investițional revenit pe o traiectorie stabilit ascendentă în 2017-2018. În anul 2017, volumul investițiilor a crescut cu 3,5%, iar în 2018, creșterea investițiilor a ajuns la 7,4%. Evoluția respectivă au fost determinate atât de creșterea investițiilor finanțate din buget, cât și de majorarea investițiilor. Au crescut în special investițiile publice în construcții inginerești, drumuri, poduri, căi de acces, peste 41%, mijloace de transport, peste 48%, clădiri nerezidențiale, peste 17%, iar investițiile private au fost orientate spre mașini și utilaje, 8%, tehnică de calcul plus 22%, mijloace de transport, evidențându-se astfel tendința de retehnologizare a economiei naționale.
Prin eforturi cu întreaga echipă s-a reușit a fi făcută reforma organelor cu funcții de control. În urma acestei reforme s-a redus numărul de instituții ale statului abilitate cu funcții de control de la 58 la 31. Organe subordonate guvernului și 5 regulatori naționali. Optimizarea cadrului de reglementare în domeniul controlului de stat a diminuat semnificativ costul afacerilor. A fost lansată nouă metodologie de control în baza riscurilor, a fost aprobate listele de verificare în control, instituite consilii de soluționare a disputelor în cadrul fiecărui organ de control, precum a fost și consolidat registrul centralizat a controalelor. O altă realizare este reducerea numărului de acte permisive cu 63%, de la 416 la 152, inclusiv licențe, autorizații și certificate. Astfel, nomenclatorul actelor permisive a fost revizuit într-o manieră conceptuală și divizat în trei compartimente, licențe 34, autorizații 82 și certificate 36. Ca urmare a excluderii actelor permisive, doar din reducerea birocrației, conform estimărilor grupului Băncii Mondiale, au fost generate economii anuale de circa 12 milioane dolari SUA pentru comunitatea de afaceri. Tot în timpul guvernului Filip a fost lansată platforma electronică Ghișeul Unic pentru eliberarea și gestionarea la actelor permisive cu implementare graduală a acestui sistem informațional. Pentru diversificarea instrumentelor de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, a fost implementat un set de programe de susținere financiară și de acces la instruiri a întreprinderilor mici și mijlocii. În această perioadă, progresele au fost înregistrate în activitatea ZEL-urilor, zonelor economice libere, și a parcurilor industriale. Volumul total a investițiilor în ZEL-uri pe parcursul perioadei 2016-2018 a constituit peste 160 milioane dolari SUA, ceea ce denotă o majorare de 1,7 ori față de investițiile efectuate până la 1 ianuarie 2016. În aceeași perioadă au fost create 7500 locuri de muncă noi, de 2,2 ori mai mult decât până la 1 ianuarie 2016. De asemenea, a fost creat un parc industrial în municipiul Cahul, cu activitate preponderent în domeniul agroindustrial, și a fost extinsă suprafața parcului industrial din Strușeni, unde au fost desfășurate activități în domeniul automotive, electronic și al construcțiilor de mașini. Investițiile în construirea infrastructurii tehnice și de producție a parcului industrial în perioada vizată a însumat 8 milioane dolari SUA. Volumul producției fabricate s-a majorat cu peste 50%, atingând o valoare de 5 miliarde lei, iar volumul plăților la bugetul național public a constituit de 727 milioane lei. În perioada menționată, în cadrul parcului industrial, au fost înregistrați 13 agenții economici în calitate de rezidenți, care au creat peste 1200 locuri de muncă. Politicile în sfera informațională, a tehnologiei informației și a comunicației au fost promovate prin transferul legislației Uniunii Europene în legislația națională și dezvoltarea cadrului normativ ce vizează dezvoltarea afacerilor și atragerea investițiilor, facilitarea comerțului electronic, asigurând gradul necesar de securitate cibernetică, ajustarea sistemului educațional, modernizarea comunicațiilor de urgență. Menționez că au fost create condiții favorabile pentru dezvoltarea afacerilor și atragerilor investițiilor străine prin adoptarea legii 77 cu privire la parcurile pentru tehnologie informației. Tot guvernul Filip a creat primul parc IT din Republica Moldova la data de 1 ianuarie 2018. Am adoptat inițiativa IT Visa, care elimină barierele birocratice pentru investitorii străini și atrage personalul calificat în domeniul IT. În martie 2017 a fost creat Centrul de Excelență TIC Techwell. Am elaborat noua strategie de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pentru perioada 2018-2023. O realizare importantă a fost și lansarea serviciului 112.
De asemenea, am asigurat tranziția la televiziune TV digitală terestră, primul multiplex digital având deja o acoperire de 93% din teritoriul Republicii și 95% din populație cu o capacitate de 15 programe. Ca rezultate acestor politici, avem creștere la veniturile de la prestarea serviciului în domeniul TIC cu 36% în comparație cu anul 2015. Peste 300 de rezidenți au fost înregistrați în Moldova IT Park. Moldova a avansat cu 4 poziții în raportul mondial pentru evoluția societății informaționale, clasându-se pe poziția 59, precum și 6 poziții în clasamentul inovației pentru anul 2018, ocupând locul 48. Tot noi am dublat veniturile de la prestarea serviciilor tehnologiei informației și creșterii volumului IT cu 68% în perioada 2016-2017. În cadrul programului Drumuri Bune au fost reparate peste 1250 de kilometri de drumuri naționale din 1100 localități, cu un buget de 1 miliard 600 milioane lei. Tot noi am majorat treptat alocațiile din fondul rutier destinate întreținerii și reparației drumurilor publice de la 766 milioane lei anual în 2015 până la 1 miliard 432 milioane lei în anul 2018. De asemenea, am stabilit un mecanism clar și transparent de distribuire și finanțare a reparației drumurilor locale, cu delimitarea responsabilităților domeniilor de administrare a rețelei de drumuri publice. În următorii 4 ani, în domeniul economiei și infrastructură, Partidul Democrat își propune: în primul rând, să introducem cota zero pentru companii la impozitul pe venit reinvestit. Vom continua să extindem rețeaua de centre de excelență și inovație digitală după modelul Techwell în toată țara, la toate etapele de educație. Vom continua majorarea în fiecare an a alocărilor bugetare direcționate de ODIM, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii, pentru finanțarea proiectelor economice lansate de tineri. Ne propunem să recunoaștem dreptul de proprietate asupra criptomonedelor și astfel vom crea un hub IT regional, cripto-hub regional, hub regional bază de date, stocare de date. Vom crea condiții permanente pentru rezidenții parcului IT. Pentru domeniul Horeca vom introduce TVA de 5%, iar pentru lanțul de producere în agricultură TVA de 10%. Vrem să introducem și un impozit unic în agricultură în loc de 6 taxe: impozit pe venit, impozit funciar, impozit pe imobil, taxele rutiere, taxele pentru resursele naturale, taxele locale. Ne propunem să dezvoltăm un program de substituire a importurilor produselor agroalimentare cu produse autohtone cumpărăm fabricat în Moldova. Toate serviciile de stat vor fi digitalizate în 2 ani. Plățile făcute online vor fi subvenționate și vom stimula folosirea de plată cu telefonul mobil. La capitolul licitații și achiziții publice, ne propunem ca acesta să fie organizate de companie din UE sau SUA, selectată prin concurs. Serviciul Vamal și Inspectoratul Fiscal de Stat vor fuziona în Agenția de Venituri. Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal de Stat, Agenția Proprietăților Publice, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Consiliul Concurenței vor fi supuse evaluării externe o dată pe an. Evaluarea va fi efectuată de o companie specializată din UE sau SUA cu sancțiuni în consecință. Vom anula impozitul de 3% la depozitele bancare și vom ridica plafonul de la 1,2 milioane lei la 3 milioane lei pentru întreprinderile care se registrează ca plătitori de TVA. Vom oferi un regim fiscal similar celor din parcurile IT pentru BPO, Business Process Outsourcing, audit, consultanță, contabilitate. La capitolul infrastructură, ne propunem să câștigăm cu un kilometru de drum, să asigurăm un kilometru de drum reparat fiecare sat în fiecare an. De asemenea, vom crea agenție de gestionare a deșeurilor, un sistem integrat de gestionare a deșeurilor, asigurând paralel lichidarea
tuturor gunoiștilor neautorizate la nivel de țară și vom implementa programul Apă Bună pentru Fiecare, program național de conectare a 100.000 de oameni anual la apă și canalizare. Pe final, stimați cetățeni, dragi prieteni, planul de țară Moldova altfel este unul realist. Elaborat și propus de echipa de experți ai Partidului Democrat în urma unei ample consultări cu cetățenii. Cred că oamenii noștri merită să trăiască altfel. Pentru aceasta vă îndemn să ieșiți pe 11 iulie la vot și să votați altfel. Să votați faptele concrete, să alegeți Partidul Democrat din Moldova, formațiunea care a demonstrat că poate face lucruri concrete pentru oameni, iar faptele bune trebuie să continue. Mulțumesc pentru atenție și o zi frumoasă în continuare. Domnule Leana, ați vorbit în planul de dumneavoastră sau ale Partidului Democrat din Moldova pentru viitor despre dreptul de proprietate pentru criptomonede. De unde v-a venit această idee și cum a apărut? Acest drept pentru criptomonede nu este o noutate. Sunt țări deja în Uniunea Europeană și chiar și vecinii noștri care implementează aceste politici și în cazul când se vine cu o politică transparentă în acest domeniu, are de câștigat și cetățenii și țara, dat fiind faptul că sunt foarte clare regulile enunțate și toată lumea poate și să-și planifice investițiile, mai apoi să aibă și un beneficiu din acest domeniu.